Duminica 12 iulie, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, a fost desfășurată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, polițiștii de frontieră au observat, în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Costileva, mai multe persoane care transportau colete voluminoase. Imediat, polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea persoanelor, folosind somațiile verbale, moment în care acestea au abandonat coletele și au fugit în localitate. Au fost anunțate și autoritățile ucrainiene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră. La fața locului au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucrainiană, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 12.340 pachete cu țigări de proveniență ucrainiană. Țigările, în valoare de 144.378 de lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în forma agravantă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum și verificări în vederea identificării persoanelor implicate și tragerii la răspundere a acestora.